Un copil de 2 ani din Chișinău a fost internat după ce s-a jucat timp de 10 minute în havuzul din parcul Valea Trandafirilor. Mama copilului a scris despre asta într-o postare. Ea a relatat că analiza de laborator efectuată la spital a arătat prezența în corpul copilului a bacteriilor de salmonela, infecție cu rotavirus și vibrionul holeric. Femeia a explicat că săptămâna trecută se plimba cu fiul ei în parc, acolo el a decis să se joace în havuz, după care i s-a făcut rău. Presupunem că e de la havuz, nu e 100%, 90% că de acolo, fiindcă noi vineri dimineață am fost la havuz și lui după masă i s-a ridicat febra mare. A doua zi, starea băiatului s-a înrăutățit, au apărut vome, dureri abdominale severe, temperatură ridicată constantă, iar luni dimineață copilul a fost internat în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii. Am venit, ne-au internat la Lomonosov, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii, și aici ne-au făcut analizele, peste câteva zile ne-au confirmat că e salmonela, rotavirus și vibrion holeric. Acum, potrivit Marianei, după începerea tratamentului, copilul se simte mai bine. Ea speră că el va fi externat în zilele următoare. Am încercat să aflăm detalii despre starea copilului și diagnosticul, dar la secția primirii a Spitalului de Boli Infecțioase pentru Copii ne-au spus că nu pot furniza astfel de informații fără permisiunea directorilor. Șefa instituției medicale, Ludmila Bârca, nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre, dar nici autoritățile capitalei. Menționăm că luni 17 iunie, în cadrul unei ședințe a serviciilor municipale, șeful adjunct al Direcției Principale Sănătate și Protecție Socială, Vladimir Bolocan, a subliniat că scăldatul în havuzurile din Chișinău este interzis, iar pentru încălcarea acestei prevederi sunt prevăzute sancțiuni administrative. Potrivit lui Bolocan, apa din havuzuri nu corespunde normelor sanitare pentru scăldat.